Am ales astăzi să vorbim despre dragostea fraților noștri de dincolo de Prut. Despre suferințele acestor inimi care bat și simt românește, despre viața petrecută dincolo de granițe, plecând din sate care par uitate de Dumnezeu, poate, și străbătând drumuri anevoioase pentru a depăși recunoașterea talentului. Și chiar dacă barierele granițelor există încă între noi, barierele sufletelor noastre s-au topit de mult, de când am reușit să ascultăm glasul cald, inconfundabil, și mesajul emoționant transmis de versurile marelui poet Grigore Vieru în piesa Casa părintească nu se vinde. Despre sentimentul de acasă, despre simțiri și miracole, într-o întâlnire de suflet astăzi, alături de Mihai Ciobanu. Bine ați venit, maestre, la noi. Mulțumim pentru timpul acordat, timpul din viața fiecărui om care este deosebit de prețios, pentru că timpul aleargă. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi-era dor să vă văd. N-am mai fost din 2014 pe aici, pe la voi, și sunt fericit că am avut ocazia de a veni și mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută, mulțumim și noi lui Dumnezeu că iată sunteți sănătoși și îmi oferiți această bucurie de a mă reîntâlni cu dumneavoastră, pentru că mărturisesc, pe la Piatra Neamț ne-am văzut ultima oară atunci când nu erați singur, ci însoțiți de Vasile Romanciuc, exact, poetul Vasile Romanciuc, pe care îl salutăm și îl îmbrățișăm cu mare drag. Da, eu v-am adus niște mici realizări, modeste așa din partea mea, o carte care se numește Cântecele de acasă mă poartă prin lume. Și este o ediție specială la Chișinău, Dialoguri la focul din vatră. Ce frumos! Și autoarea acestei cărți este Tatiana Slipca, care este o mare cunoscătoare a folclorului. Și sunt fericit că dumneavoastră a scris această carte. N-ar fi avut cum să nu scrie despre domnia voastră, care ați construit un adevărat imperiu, vă mulțumesc din toată inima. Și asta o broșurică, așa, pur și simplu. Și asta niște dulceață, să aveți, când să vine în cazuri pe suflet, o bomboană din Basarabia și atunci se duc toate în altă parte. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult. Să știți că n-am mai primit bomboane sau faptul că veniți, dar de când eram copil, atunci primeam și vă mulțumesc mult. Bucurie și fericire vă doresc. Doamne ajută! Și pentru că, iată, la început de emisiune îmi produceți așa o bucurie de copil, vreau să ajungem în cotlonul ăsta al copilăriei și vreau să vă întreb, Mihai, copilul Mihai, al lui Serghei și al Nadejdei, ce nume frumos, din satul Bujor, al raionului Hâncești. Într-o perioadă, poate, tulbure a istoriei. Cum erau anii copilăriei? Da, copilăria este, să zic eu, un sentiment sfânt pentru oricare dintre noi, pentru că de acolo încep toate, sau copilăria este și ca un izvor unde pornește pentru a fi folosit apa de oameni buni, oameni care aduc bunătate și lumină. Așa și copilăria, dacă ai părinți și dacă ai oameni care să te ghidezi în viață, să te sfătui la moment pe care cărare să mergi, pe o cărare mai luminoasă sau cu noroc. Până la urmă, norocul omul și-l face singur, dar asta voiam să vă întreb. Stă în putința părinților să-și canalizeze copilul pe un traseu pe care îi se asigură norocul? Nu întotdeauna. Eu, de exemplu, am fugit de acasă. Deci mai sunt și excepții. Am fugit de acasă să învăț muzica. Tata vroia să mă fac mecanizator. Și de asta era brigadier la tractoare? Nu de asta. Am urât tehnica într-un moment dat că nu-mi încredința motocicleta lui să merg și eu când eram elev pentru a... Deci tatăl nu cânta. Tata nu cânta. Mama era o vocitoare. Cânta în strană la biserică, dar unde cânta mama la mormântări era ca un spectacol. Îmi spunea lumea din sat, că eu eram mic.
Și atunci s-a adunat tot satul. Dacă se mormânta un copil, de o lună, două, veniți cânădișoara o să fie la mormântare. Și dacă vine mama cu boști, ei care le gândea atât de clar și limpede pentru toată lumea, și era imposibil să nu lăcrimez. Și se identifica boștul, până la urmă, într-atâta ce trăia mesajul pe care îl transmitea, da, mama, asta. Pentru că... Da. În ceea ce faci, dacă nu pui suflet și nu trăiești sentimentul, n-are culoare. Revenind la asta cu fuga, maestre, că a zis că tatăl și-ar fi dorit să nu cântați, sau să ar fi vrut să vă să țină departe. Altă meserie să facă. Așa, să-i continuați, poate. Da, el așa și-a dorit. În primul rând, eu am fost cel mai mare copil din familie. Mama a născut 11 copii. Și eu am avut grijă de ei, legănându-i, portându-le de grijă în felul anilor, de timpului, cum era la vârsta mea. Vă trăiesc toți frații acum? Nu. Am rămas 3 frați și 3 surori. 6. Și suntem fericiți, toți avem familii, toți avem nepoți și suntem fericiți într-un fel. Câți ani aveați când ați fugit? Aveam 16 ani. Clasa 9? Da, clasa 9 și a 10 am făcut-o la Hâncești, clasa 10. Și acolo am participat și în ansamblul Andrieș, unde am descoperit într-un fel cânticul popular, fiind și dansatori în ansamblu. Și acolo am învățat a cânta în orchestră, acolo am îmbrăcat primul costum național, că noi erau pe timpurile cele, nu, la țară nu prea aveam noi. Și am îndrăgostit haina tradițională până într-atâta că mi-e la suflet ca și orice lucru sfânt. Haina și scena pentru mine sunt niște lucruri sfinte. Revenind la mama, numele mamei e ca o binecuvântare. Nadejdea înseamnă speranță. Da. Care este primul gând despre mamă care vă vine în minte? E cea mai bună, de care totdeauna mi-a fost dor și drag. Povața mamei pentru fiecare copil este ca o povață, cum să mă exprim? Poate un fi drum mare, ca o regulă. Un drum mare, cum să treci prin viață, cu simț omenesc, cu modestie și cu bunătate. Pe când bine, bine ajungi. Este o zicală, că trăim să facem bine, că rău are cine. Și eu m-am ținut de zicala asta, spusă de mamă. Care e cea mai caldă amintire? Cea mai caldă când ne adunam cu toți copiii în jurul mesei, cu mama, cu tata și cu cei mici, mai mari, și mai ales la sărbători când veneau și rudele noastre, finii lor de cununie, cu mătrii, și când se cânta la noi în casa cei mari, niște cântece așa cu toți împreună. Aveți o casă mare, maestre? Avem casa părintească, este, și locuiește, mai avem 2 case așa, într-o ogradă. În casa de alături locuiește un frate de meu cu familia. Și casa care o avem, unde am crescut copiii cu părinții, o păstrăm așa, ca ceva sfânt, o crotim așa de tot ce nu se merită. Și când ne întâlnim la noi, se mai fac niște sărbători în amintirea celor răposați, se mai face Paștele Blajânilor, când ne adunăm, pomenim la cimitir părinții, pe cei înduși în lumea celor drepți, și venim acasă la casa părintească și facem o masă de pomenire împreună și ne amintim cum am trecut prin viață în perioada copilăriei și ne încărcăm de energie pozitivă. Și pentru că ziceți cum am trecut prin viață, vreau să fac o trecere către această carte care ați zis că vă onorează foarte mult, de la această editură Dialoguri la focul din vatră. Ea reprezintă traseul dumneavoastră profesional. Așa este. Am convingerea că odată deschisă această carte, intru dacă pot să zic, într-un labirint așa
Iată, primul capitol dedicat copilăriei, parcă a fost ca ieri. Da, copilăriei. Cum a trecut timpul? Cum trece timpul la Mihai Ciobanu? Timpul trece repede, dar mă bucur că parcă îmi pare că rămâne în urmă ceva și plăcut. Nu pare rău de anii trecuți. Și când e prieten, când e dușman? Dar dacă mai apare când un dușman, nicălim și trecem înainte. Că dușmanii poate s-au făcut și ei ca să vadă dacă putem rezista anumite provocări, anumite, eu știu, dacă să ne coborâm așa la niște vorbe ne la locul lor, la niște bârfi, și trebuie să ne învățăm a nu asculta, a nu reacționa. Sau poate a ierta? A ierta neapărat. Și a înțelege, a ne uita, vedea semenii. Nu se știe dacă poate omul să uite anumite necazuri. Dar ce înseamnă iertarea? Iertarea e ca și cum îi scoate rău din suflet și le arunca pe geam într-o parte. Îl arunci, dar nu uiți de el. Nu da, uiți că dar nu uiți. Sau nu uiți persoana care îți agrede. Rana rămâne, așa cum zicea poetul Romanciuc. Cât de frumos acea poezie cu floarea, o floare a durerii. Da, eu am făcut un cântec, am făcut melodie la cântec cu Rana. Este un leac. O floare este leac la inimă, pe rană. Pui floarea pe rană și tămăduiești. Ea tămăduiește și devine din ce în ce mai frumoasă, zicea poetul Romanciuc. Că pe măsură ce omul e mai pătruns de sau pătruns din ce în ce mai mult de dureri, el devine și mai înțelept și mai poate se sfințește cu durerea. El spunea că arta este un lucru, este ca o floare, munca noastră. Da. Și floarea neapărat trebuie stropită cu sudoarea frunții ca să înflorească frumos. Și numai atunci lucrurile rămân vizibile și apreciate lucrurile care se fac. Vorbind de suflet, sufletul care nu se vede, care se simte, ce a rămas de copil în sufletul dumneavoastră de acum? Ce purtați cu atenție în inimă? Cred că totuși copilăria. Poate o icoană, o bunică? O icoană o port cu mine. E că vă arăt. Iată. Da. Da. Să vă ocrotească. Și o port de dragul copiilor noștri, de dragul nepoților care îi avem, de dragul celor dragi, pentru că avem, îs fericit că am, nu mulți, dar am câțiva prieteni dragi, niște familii care, când mi-e greu pe suflet, mă duc la ei, în loc de părinți. Când am o bucurie, am cui o spun. Și este ca o ca un barometru care te, iarăși ajungem la cuvântul, tămăduiește. Îți tămăduiește ranele niște prieteni adevărați. Nu e neapărat să te laude. E important să te înțeleagă omul că, mă rog, în viața asta nu e om să nu greșească în anumite feluri. Dar când se greu pe suflet, dacă mă sună cineva din oameni dragi, mi-a trecut deodată, am uitat. Parcă se mai vindecă. Da. Poate... Deci prietenii au rolul ăsta tămăduitor sau... Da, da. Oamenii dragi nu mai auzi și de acum eu zic, Doamne, dar oare eu cu cânticul meu, dacă aș cânta pentru oamenii care au necazuri, poate i-aș vindeca. Că nu degeaba spune că arta, nu-i neapărat cânticul, arta vindecă. Oare chiar să fie așa? Eu zic, într-un moment dat ziceam că tare ar fi bine să cânte toată lumea. Are putere terapeutică muzica, da, așa este. Posibil. Și fiecare în legea lui să-și cânte cântecul inimii și în felul ăsta, într-adevăr, poate că ne-am putea cicatriza multe dintre răni. Am înregistrat cu Capela Corală Moldova de la Radio Televiziunea din Chișinău un CD care se numește Busuioc înlăcrimat. Un CD numai a capela, romanț pe versurile lui Eminescu, cântece populare, cântece corale, așa, a capela, fără orchestră, fără... Și spunea cineva că e o raritate. Nu știu dacă este în România, pentru că e mai complicat puțin a cânta a capela cu corul, nefiind acompaniat de
de orchestră, dar am dăruit CD-ul la multă lume care nu cunosc limba noastră, limba română, și din Franța și din Italia, și știi, parcă s-au, ei nu se cunosc între ei, dar aceleași cuvinte mi-au scris că cânti cu coral, vocea omenească, cu cânti cu tămăduiește, vindică. Deci muzica are acest limbaj universal. Da, și zice, asta e o chestie scumpă pentru suflet, pentru o terapie, care e foarte importantă. Și așa mă bucura de tare, zic, măcar nu-mi pare rău că am făcut lucrul ăsta. Și asta e din timpul. Și ați făcut foarte multe. Puțin înainte de a începe această înregistrare, mi-ați zis că dumneavoastră nu puteți să vă lăudați, dumneavoastră nu puteți să ziceți. Și eu v-am zis, maestre, trebuie să ziceți. Mi-e cam neîndemânat. Dați modestia la o parte și ziceți, pentru că ați construit un adevărat imperiu din punct de vedere profesional. Mai mult decât atât, știu că și sunteți un părinte foarte iubit și un părinte dedicat întru totul familiei sale, atât doamnei cât și celor doi copii pe care îi aveți și cărora le duceți dor în fiecare zi. Poate de multe ori acest dor nu se vede. Zici că dorul și dragostea duce omul la capătul pământului. Ajungeți la capătul pământului? În Portugalia ajungeți, în Canada ajungeți? Da, în Canada e piciorul nostru. Știi? Care ne-a bucurat acum zilele astea nepoțica noastră, fiica lui, așa, cea mai mică, a împlinit jumătate de an din Canada. El are două fetițe și un fecior. Matei, Andreea și Milena. Dar nepoata din Portugalia a împlinit zilele astea tot 22 de ani, este studentă la medicină, la facultate, și felicitări. Ne bucură că sunt, dovedesc că a fi deștepți și străduitori, să nu facă părinții de rușine. Băiatul, trebuie să spunem, un violonist de excepție, zic bine? Da, da, suntem mândri de el. Ne pare rău că, pe o parte, că a plecat în altă țară, dar este și o vorbă, decât să le plângi de milă, mai bine să le plângi de dor. Și am și un cântec care nu l-am cântat nicăieri. Poate îl cântați la noi. O sărmana inimă, cu drag. Ce zice cântecul ăsta, O sărmana inimă? Mai mult trebuie să are inima părinților. Că copiii-s departe. Poate și a copiilor, nu gândiți, nu credeți. Posibil, dar sunt lucruri, de exemplu, când nu avem nepoți, credeam că copiii sunt ca nepoți, același sentiment, aceeași dragoste, același... Și nu e așa. Nu-i. E cu totul deosebit. Era un coleg la serviciu în orchestra folclor, avea un nepot și zilnic povestea, ce nepot am eu, dar cum e el, dar cum... Măi, cât se poate despre nepot de vorbit? Mai vorbești? Ai să ai și ai să vezi. Așa mi-a spus. Și e adevărat. Sentimentul pentru nepoți e cu totul altă. Este dor, mă.
stai pe loc. Să-ți spun la cât la mijloc, legate cu încheitoare, să nu strici când mi te doare. Și când vă e dor, cum faceți? Apelați la tehnologie ca să vă vedeți? Da, dar au fost 2 ani în urmă, înaintea pandemiei, au fost la noi. Au învățat poezii de-a lui Grigore Vieru, de-a lui Vasileru Manciuc, au învățat cânticul Valentina împreună și când au venit părinții ei din Canada, au venit în Chișinău la aeroport, ne-am să întâlnim și le-au cântat cânticul Valentina, Valentina și niște poezii. Ei au început să plângă de bucurie. Cum ei în 2 luni au învățat atâtea? Că e mai mult engleza, dacă e școală, grădiniță. Și ne-am bucurat și ne-i dor și ne mintim ca cei naivi de unele momente dragi, nou, cu dâns împreună. Cât de mult i-ați avut așa fizic foarte aproape? Sau 2 luni. 2 luni. 2 luni au stat vara la noi, i-am dus la notă, au învățat să note, i-am dus prin diferit la țară, prin fel de... N-au zis că vor să rămână? Sau să mai... Ei, da, părinții conduc. Ei spun ce să facă copiii, dar nu știu de rămas. Ei își doresc să vină cât mai de multe ori, cât mai... Dar mai sufletul desam. Bunicului Mihai Ciobanu, ce și-ar dori? Eu mi-aș dori să fie mai mulți nepoți. Mai mulți nepoți? Da. Pentru că asta e o încărcare. Eu nu știu cum să mă exprim. E ceea ce poate să lase mai trainic un om în urma lui. Da, dar te mobilizează, te întinerește, îți dă o energie specială când discuți cu nepoții, când e cu totul...
ce mai bun dai la nepoți. Și când vine nepotul micuț așa să jelui că mama ori tată îi interzice una sau ce alta face și îl te apucă de gât și bun el, ei leșe. Și ce face bunicul în situația ce asta? Mi se pare o ecuație delicat, greu delicat de rezolvat. Să strădui cum să iasă din situație, să-i facă favorul nepotului. Sigur. Și nu intră în polemică cu părinții copilului? Dacă e delicat, dacă... Dacă e delicat, se poate. Deci da. Întotdeauna există o variantă. Exact. Ajungem la cuvânt. Cuvântul căruia dumneavoastră i-ați dat o foarte mare importanță și lucru spus nu numai de mine, ci și de marele poet Grigore Vieru și de poetul Vasile Romanciuc. Cuvântul care, iată ce spuneați, ce spuneți acum, poate să deschidă inimi? Da, da. Poate să sculteze, spunea, poate să cuvântul moaie, ce exprimă adevărul. Cucerească. Trebuie de găsit cuvântul, poți să vindici, poți să strici cu un cuvânt multe lucruri. Depinde care cuvânt și depinde cum îl spune. Care omul. Dintre părinți, sau pentru care dintre părinți era atât de important cuvântul? Pentru părinți, poate nu precunosc eu la părinții mei. Eu știu că cuvântul disciplină, simț omenesc, a dat bună ziua la oamenii din sat, a învățat bine la școală, a face lucruri frumoase, a ajutat pe cineva, este un lucru foarte important de avut pe tot parcursul vieții. Da. Și cu care pleci de acasă. Da. Vorba ce e? Cu 7 ani de acasă, dacă ai plecat din sat sau de unde ai crescut până la 7 ani, atunci ți-e mai ușor să treci prin viață. Era cel mai mare dintre frați, așa cum am zis. Cel care avea responsabilitatea de a avea grijă de toți ceilalți. Care erau visele adolescentului Mihai Ciobanu, care acolo în fânul proaspăt adunat privea la stele și își punea dorințe, poate? Da, sigur că mi-a fost dragă cânticul popular și la școală nici măcar învățător de muzică n-am avut. Nu făceați muzica? Muzica o făceam, dar nu la nivelul, că am lucrat și eu firmă vreo 8 ani zile la o școală generală unde am predat cântul și muzica. Am lucrat la colegiul de muzică vreo 7 ani, Ștefan Neaga, din Chișinău. Că-mi place să pun suflet în ceea ce fac și mi-e dragă să trăiesc cu sentimentele și cu bucuriile celor din jur, mai ales a copiilor. Și am gustat și din plăcerile astea care, dacă pui suflet, vezi cum se fac lucrurile și te mândrești de cei care ascultă și birui problemele vieții. Dar ce visuri aveați atunci când erați tânăr? Să cânt. Să cântați. Să cânt. Și am ajuns să cânt. Care au fost oamenii pe care i-ați simțit întâlnirile miraculoase cu care v-au ajutat? Iată să vă îndepliniți aceste de la Hâncești, dorințe. M-a adiminit un conducător de ansamblu, nu mai este în viață, Ion Musteață, care l-a convins și pe tata până la urmă că e pe mâini de nădejde și m-a ținut așa, m-a învățat unele lucruri care nu le cunoșteam, cum să, ce cărți să citesc, ce cânt și să ascult. De fapt, eu am crescut încă fiind elev la școală cu cânticile înaintașilor cânticului popular de aici, din România, ascultând-o pe Lucreția Ciobanu, pe Benoni Sănulescu, Irina Loghen, Sofia Bicoveanca și mulți alți interpreți valoroși. Colegi și prieteni de-ai dumneavoastră totodată, acum, care da. Vorbesc foarte... Acum, da. Atunci nu ne cunoșteam. Exista acel raport, da. Dar eu am învățat multe, ascultând Radio București sau Radio Iași. Așa. Și am învățat mult. Glumeam eu odată, într-un timp, zic că eu am învățat atunci când eram copil de la înaintașii cânticului popular. Acum unii învață și ei de la mine câte ceva.
să-mi fie iertată nemodestia. Nu, sunteți un om foarte modest. Pentru că multe cântece mi-au preluat și Irina Login și Benoni Sonulescu. Sunt mândru că multe, nu unul, două. Sunteți mândru, dar nu știu dacă au și fost făcute precizările. Cred că nu, nu în toate cazurile. Dar... Dar iată că Mihai Ciobanu este foarte iubit. Eu sunt din Bacău, din zona de centru a Moldovei și vă mărturisesc că atât de des vă ascult la radio și sunteți foarte difuzat și foarte iubit și foarte îndrăgit. Am făcut referire la acest început mai târziu. Ați ajuns la ansamblu, Veselia, acolo unde, acolo... iată, se întâmplă să o cunoașteți pe Valentina. Da, o tânără din clasa 10-a, învăța la liceul de muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău și venise odată cu mine... Studia vioara. Venise, era invitat odată cu mine în această orchestră. În 1973, în 1974 am intrat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Am întreprins noi așa, deodată cu respect, mai pe urmă cu dragoste, pentru că mi-am dat seama că era o tânără deșteaptă și chiar m-a ajutat de multe ori la problemele de armonie, unde eu, dacă de la țară, mai puțin cunoșteam gramatica muzicală până la începuturi și mă miram, ea, ca să faci o problemă de armonie, trebuie o oră, cum era la un început, două, de trei ore. A muzicii, da? Da. Dar e vorba de armonie. Și niște reguli. Și ea le făcea patru probleme de astea, le rezolva într-o oră. Adică, interesant. Eu trebuie să, patru ore la o problemă de asta. Și mi-era ușor, dar pe urmă am zis că stai că nu-i frumos să te folosești de bunătatea omului. Deci această mercantilitate ați avut-o, recunoașteți că ați speculat. Da. Și am zis că am 7 ani de acasă. Da. Să mai, avem obraz. Să mai discut și alte laturi așa a soției mele și a prietenii mele, adică că până la urmă, la o întâmplare, ne-am dus împreună cu niște alți colegi, studenți la mine acasă. Și mama s-a uitat la ea, eu de-amă eram la o vârstă mai înaintată, că nu în 74 ne-am căsătorit, cu 4-5 ani mai târziu. Și mama zice, tu cu care fată ai venit? Că eram și colegul meu cu fată și eu. Deci, mamă, cu cei care ți-au sărutat mâna. Și ea stă și se uită. Și ne invită pe amândoi în casa cei mari și e un prosop. Și ne leagă pe amândoi cu prosopul. Zic, gata, dragă mami, să ajungi. Dragă. Cu alte nu. Ați ia mai avut și alte prietene? Da. Înainte? Ca toți da. Tineretul. Când v-ați dat seama că ea vă este sortită? A fost acest prosop al mamei sau cum îi ziceți? Cred că aici a fost începutul, dar mi-am dat seama că mi-am ales corect. Atunci când ne-au pus cununia pe cap, la biserică, pe ascuns, că nu se putea atunci, nu se dădea voie la biserică, noaptea, pe la 1 de noapte, când ne-am curunat, atunci parcă ne-au pus coroanele și alea și parcă am simțit taina un jurământ, o taină de care nu poți să te abați. Așa am simțit eu, poate... Și v-ați legat destinul de Valentina. Iată, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, într-o noapte cu stele, au trecut de atunci cât 43 de ani? Da, peste 7 ani sunt 50. Și eu peste 30 împlinesc 100. Doamne ajută! Dacă să numărăm. Numărăm. Dar, Doamne ajută! Ca să glumim așa. Păi nu glumim, că spunem lucruri adevărate. Da. Cum e... Cât de greu este să menții o astfel de durată într-o căsnicie? Că mi-închipui că sunt sacrificii. Mai cu seamă, pentru că ați fost foarte dedicat, iată, acestui cântec iubit dintotdeauna. Eu zic că dragostea e împletită cu respect pentru oameni. Că dacă nu porți respectul unul altuia... În ce constă acest respect?
să-ți fie rușine să vii acasă, fără o floare în unele cazuri. Fără zilnic trebuie să bucuri pe cel floarea drag cu ceva. Floarea o dai la ocazii speciale sau poți să oferi o floare într-o zi în care o surprinzi fără să fie... Da, dar nu neapărat să aștepți o sărbătoare. Ceva din suflet, să simtă lucrul ăsta că e din suflet, nu pur și simplu. E dată o bomboană, ori o floare, ori... Să-i faci surpriză, poate dacă nu zilnic, din când în când. Că viața asta nu constă numai din bucurii și numai din flori înflorite. Mai sunt și alte lucruri care mai cunecazuri, suferință, o durere, o stresare oarecare, o grijă pentru copii. Și reieșând din necazurile astea, dacă să le spun necazuri, te gândești cum să faci să măcar cineva din doi să fie mai liniștit, mai împăcat. Mai înțelept. Unul mai înțelept și altul să nu sufere prea mult. Ați avea ceva să vă reproșați ca soț? Nu. Dar mai bine să o întrebați pe ea. Poate ea știe și nu spune. Eu cred ne-am bucurat să o vedem. Eu cred că este o profesoară deosebită, profesoară de vioară, are foarte mulți elevi. În toate orchestrele are elevii, la lăutare, o parte din vioriști sa ei, la Mugurel la fel. Sunt elevi de la Vaslui, de la Suceava, care au studiat vioara la dânsa, la conservator. Atunci n-a fost greu ca să vă înțeleagă domeniul de activitate, cu atât mai mult. Da. Da, cu înțelepciunea și cu răbdarea și cu alte lucruri importante pentru sufletul omenesc, le treci pe toate. Că trebuie și o leacă de răbdare în unele cazuri. Așa e. Care sunt cele mai frumoase clipe pe care le petreceți împreună? Când stăm în doi. Când stăm în doi și ne amintim de parcursul anilor care am ajuns până acum. La o șampanie, discutăm de cum am trecut, mai glumim așa cum a fost atunci, ori diferite situații, așa. Dar viața e frumoasă, oricum. Zâmbiți împreună, dar de plâns împreună când plângeți, maestre? Da, plângem în două cazuri. Când avem un necaz mare și când avem niște bucurii deosebite. Cu lăcrimi de bucurie ne-am dorit să fie mai multe lăcrimi de bucurie. Sunt lacrimile de tristețe mai multe decât cele de bucurie? N-aș zice. Acum, ce-i drept, părinții nu-s oameni dragi, sufletul nostru care au fost nus, surori, frați, oameni apropiați, nus, au fost și lacrimi, poate mai puține lacrimi, așa, dar suspine mai multe. Și după asta te iei în mâini cumva ca să treci bariera asta de tristeță. Te iei tu pe tine în mâini cumva, da, da. Și traversezi. Da. Și te bucuri în cazul când ai biruit problemele, vezi problema în cazul dat, că cei care văd, unii spun, dar cum ai făcut? Ia uite cum facem și noi tot așa. Și asta te bucură. Te sunteți un exemplu. Da, poate nu cel mai bun exemplu. Eu cred dar... că fiecare suntem un exemplu. Da, și eu am învățat și învăț multe. Zilnic învățăm ceva fără să ne dăm seama. Am ajuns aici, la ansamblu Veselie. Ați cunoscut-o pe Valentina, v-ați căsătorit. Cum au continuat drumurile astea în paralel de... Când au apărut copiii? Ce au schimbat apariția copiilor? Până la apariția copiilor, noi am cântat într-o orchestră. Orchestra Lăutarii. Și atunci trebuie să decidem. A apărut fiica noastră, Victorița. Și trebuie cineva să... Apariția unui copil presupunea o decizie. Da. Decizie cineva să jertfească altfel. Odată cu cântarea la bioară și scenă, cântarea de bioară și cântarea de suflet la leagănul copilului. Și cine a făcut? A făcut soția. Ce drept mama mea
S-a împăcat toată vremea, a iubit-o pe Valentina, având atâția copii. Câteodată glumeau surorile mele, mamă, noi suntem fii și dă mai mult să-i la Valentina. Și eu cuprindea și lăsați că și asta-i fata mea. Și am învățat multe de la mama și e mândră să spună despre mama mea, Valentina, și ne-a crescut și fiica. Câțiva ani a stat la țară, duceam și o vedem o dată în săptămână, ce mai trebuia. Și cât a putut, mama ne-a ajutat. Și ficiorul, la fel, a crescut la Bujor, la părinții mei, tot așa, câțiva ani. Iată ce eroină această mama dumneavoastră. Da. Și Valentina tot o consider eroină, pentru că ea a jertit, a rămas cu copiii. Eu am trecut de la lăutare, am lucrat și redactor muzical la Radio Moldova. Continuați. În urmă, Ion Dascăl m-a invitat la ansamblu Mugurel, că vroiam să sunt scena profesionistă. Eram cunoscut pe atunci că participasem la un concurs televizat Cântați cu noi și era cunoscut o serie de cântece de mele care așa a nimerit să fie foarte populară. Și a fost hotărătoare această participare la acest concurs. Da, atunci m-am descoperit ca tânăr interpret cu cântecele pe 2 ani la revedere, mândra mea s-a măritat, așa. Am plecat copil din sat pentru mândra care îmi place și niște cântece care mi-au fost un fel de tramplin. V-au adus mai multă rezonanță. Ce s-a schimbat în dumneavoastră definitiv după ce ați devenit de părinte? Păi mai multe griji și descopeream, învățam lucruri care să știu cum să mă comport cu copiii. Că doar tinerii care își formează o familie nu au practică de a educa copiii. Așa e, nu există și un noi, manual. Da, poate există, dar nu avem noi de unde, mai ales pe perioada aceea. Da. Eram cu urechile ciulite să vedem de la oameni care au o practică de viață cu copiii, cu ăsta. Și sigur că ne plăcea să avem grijă și să vedem oameni gospodari, în primul rând, sănătoși. Și am dat la muzică. Mihăiță a rezistat. A făcut... Ce frumos spuneți, a rezistat. Da. Deci nu e lucru ușor să studiezi scolastic a muzică. A învăța să cânți la vioară este, cred că, cel mai complicat instrument. Regina... Instrument de coarde presupune un auz foarte bun, spre deosebire de pian, unde apeși o clapă și ți iese sunetul, iacă-te la vioară, presupune să ai o poziție corectă. Să... Da, e o fire modestă. Am nimerit... Noi am avut mai des spectacole fiind invitați în turnee în Canada, la festivalul Polobocu de Aur. Fac basarabienii cu românii, se adună acolo, este de 10 ani. De 10 ani se face festivalul ăsta anual. Nu știam că ficiorul nostru e prima vioară în orchestră simfonică. Și am descoperit pe internet, ne uităm acolo, scrie toate familiile, cine și cum. Ce ați simțit și atunci? Și am spus, măi, mutule, cum tu nu poți să-mi spui că tu ești așa la o răspundere mare, a doilea dirijor. Da. Așa o fire, știi? V-am moștenit aici la modestie. Nu știu, de aici e plăcut, dar de aici, măcar el să fiu leacă mai... Deci... Vedeți, așa îmi doresc și eu să fiți, să spuneți multe, să ne spuneți despre dumneavoastră. Da, și am fost la concert. Așa. Și așa de frumos a vorbit dirijorul despre el. Și când a fost Sofia Bicoveanca, a fost la el, a cântat cu dânsul, cu orchestra. Și așa, Mihăiță, transmite și lui Mihăiță celălalt din Canada, că îl iubesc. Și eu sunt foarte mult la Sofia Bicoveanca și la... mulți interpreți care mi-s dragi. Și la dumneavoastră, da. Da, posibil. Și a fost și alții de la noi, Zinaida Julia, și alții au fost la dânși. Toți când spun la un părinte, dacă îi spui despre copilul lui, că e cu cum se cădenii și cu bunătate și cu părinții înalță lucrurile astea. Și cu asta suntem fericiți. Zăresc niște lacrimi de fericire acum, da, că tot vorbeam mai devreme, cele de tristețe și cele de bucurie.
Am vorbit despre băiat și a zis că fata nu a rezistat. Ce face fata? Fata nu a rezistat la muzică. A învățat vreo 6 ani la pian. Așa. Și s-a schimbat profesorul. A venit altă învățătoare de pian și nu i-a convenit. E, de fapt, eu îi zic Jeana d'Arc. E așa, cu caracter. O femeie puternică, hotărâtă. Da. Și a venit cu o notă negativă și eu, sigur că eu scălem acolo sub note. Luați la cunoștință evaluarea profesorului, da. Și la copii le plăcea mai mult mama să semneze. La de ce? Noi, mama era mai blândă? La noi era zilnicul. Dar unde dă mama cu vărguța crește. Și unde dă tata, ce se întâmplă? Și unde dă tata, mai bine tata nu predă, dar o cătătură bărbătească, privirea, așa, o privire, era și atunci suficientă. E suficient. Și nu uita la tata, că nu știu. Până la urmă... Și a ajuns nota la dumneavoastră, care n-a fost și una... Și încă o notă. Pe urmă, mi-a lămurit că nu-i pe dreptate nota. A întrebat o temă care nu le dă dus în viață. Așa. Niște exerciții, o sonată, nu știu ce. Și noi încă n-am ajuns. Ne-a spus că o sunt idei, dar noi n-am... Și până la urmă s-a hotărât. Ea zice că eu o să cresc mare și o să mă duc să învăț la drept. Să aibă cine să vă judece. Trei muzicanți în casă. Ioana d'Arc. Da, Jeana d'Arc. Și a terminat... Și a terminat facultatea de drept și pe urmă a plecat în Canada cu familia, tot ea a hotărât și a mai învățat o facultate. Am avut câteva spectacole în 2011 în Canada, unde m-am convins că e pe drumul cel drept, avea o funcție bună. Ne mândream cu dânsa, era lăudată de cei din jur care o cunoșteam și noi ispititori, părinți, chiar așa e oare, chiar așa. Și am mai fost 2 ani în urmă la invitația diasporei de acolo, așa, la Mărțișor, și m-am mai convins încă o dată că avem copii la locurile lor și nu ne fac de roșeri, sper că și de amul înainte tot așa. Ce-a preluat fata, ce-a preluat băiatul de la părinților? Eu cred că bunătatea, respectul. Fermitatea asta. Fermitate poate fi ca mai mult, dar bunătate, cu bunătate și cu sinceritate poți și spierzi câteodată. Dar ei îți modești în primul rând. Modestia așa, poate nu a prea. A zis așa, cu bunătate și cu sinceritate se poate să pierzi uneori. Mai devreme spuneați de cântece care vă aparțin ale repertoriului, care au fost preluate la început până nu erați atât de mult, până nu aveați această notorietate mare, această rezonanță a numelui, până ați cucerit publicul sau teritoriul care vă aparține acum, ce ați simțit atunci? Până una alta nu e un lucru drept. Și poate că și-ați fost sincer. Da, am simțit când am auzit unele cântece de miele. Puteți da un exemplu, măcar de unul singur. Că... Dar nu, pot să vă dau 100, dar nu știu dacă are... Da, vă spun sincer. Mi-a fost foarte dragă. Și nu vine să cred. Eu, de la Bujor, am făcut cântecul ăsta. Că sunt cântece care... Le aveți imprimate sau ele... Da, le aveam imprimate, dar de unde din altă parte? Și mă gândeam că poate CD-uri, pe casete, document este. Eu n-am adus-o la voi aici, am o carte, o bibliografie, mi-au făcut ani de viață, ani de cântec. Și acolo, de 35 de ani, toată munca mea, zilnic ce am făcut, unde am avut spectacol, la ce oră, tot, au scris aici de la care mi-au făcut Ministerul Culturii cu Biblioteca Ion Creangă și mă bucur, nu vroiam să fac. Și eu, scriitor, ce-mi trebuie mie? Nu era o doamnă, doamna Claudia Balaban, o doamnă extraordinară, șefa Bibliotecii Ion Creangă de la Chișinău, și a insistat, a vrut la 60 de ani să-mi facă și am zis, nu. Și pe urmă, la 65 de ani, m-a convins. Și am zis că e bine.
Deci există un document care atestă că dumneavoastră ați cântat pentru prima dată aceste cântece, că le-ați și creat. Da, acolo scrie în ce an. Și aici, în cartea asta, tot scrie. Aici tot scrie tot absolut. Am anunțat. Că sunt niște documente. E înregistrată în fondurile radio, televiziunii. Sunt, de exemplu, am plecat copil din sat. Așa. E un cântec care l-am cântat la începuturile mele. Preluat. Am plecat copil din sat, dar de părinți n-am uitat, mă. Și Irina Login l-a preluat și mă bucura. Am și pe un CD care se numește În sat mi-s părinții dragi. Nu un CD, dar un disc de vinil. Pe urmă, Inimioară nu ofta, un cântec despre mama, care îl cântă Irina Login cu fiica ei, cu alte cuvinte, dar noi ne împăcăm foarte bine când ne întâlnim pe la... Cred asta, dar nu doare pe undeva faptul că, poftim, se ia doar melodia, nu și textul. Sau când știi că tu ai creat din starea ta, din inspirația ta, din omul drag care te-a inspirat și nu faci un cântec de ăsta, nu îl aduni versul cu melodia și cu aranjament și cu înregistrare. Cum se face? Într-o zi. E ușor? Nu. Păi nu e ușor. Ani de zile, câteodată și 3-4-5 am luat cu foița cuvintelor populare, codurile de-aș fi ca tine, cred că aproape 10 ani, până să rupe foița și noi găsăm melodie. Și am imprimat-o, eu cu sufletul, că nu mă consider compozitor, dar am creat melodia și e un cântec care rezistă în timp și mi-aș dori cât mai multe cântece să rezist în timp, cum sunt cântecele Mariei Tănase, Mariela Tărețu și alți mari interpreți. Cu siguranță interpreți. Că asta se întâmplă, acum se întâmplă și, și în perspectivă la fel o să fie. Dar cel mai dureros a fost când, nu mai țin minte, cred că la Vaslui, pe un stadion era o sărbătoare, nu știu ce, și erau mai multe colectivi și era și Nea Bienea cu România, cu formația România. Sinulescu, da. Și noi suntem așa în relații de respect, prietenie și am fost chiar la câteva festivaluri dedicate dumnealui. Am fost la Buzău, am fost la Siriu, acolo la... Și am fost primit foarte bine, tratat omenește, dumnealui, mi-a purtat cinstea și îl respect și îi doresc mult sănătate. Și noi. Ce s-a întâmplat la Vaslui? La Vaslui a venit și m-a rugat, Mihăiță, las cânt eu mai înaintea ta, pentru că băieții de la România se grăbesc la București. Așa încă în altă parte, așa. Da, și eu îi spun, bine, dar eu cântam cu orchestra de la Huș. Aveam vreo 6 cântece, 5-6, nu știu câte. Și înaintea mea, Bino Isonescu a cântat cu România 3 cântece din repertoriul meu. Din cele 6 pe care... Da. Și îi spun, Valerica, ce faci cu dirijorul de la... Dumnezeu, ai zis, cântăm ce am învățat pe note, cu ăstea, ce-am... Și am cântat așa, după spectacol, eu nu știu dacă e bine să audă lumea de lucrurile astea, la de spectacol am rămas și că cineva de la televiziune, de la Ministerul Culturii, nu știu cine era, că era pe atunci și Ministrul Culturii, nu știu cum. Domnule, cine de la cine a preluat? Domnule din Basarabia. Și eu îi spun, zic, eu fiind copil am învățat. Cum am spus și la început. Da, și că vă aparține aceste melodii. Da, am învățat. Acum mă bucur că Dumnezeu învață de la mine. Și el a venit și m-a cuprins și m-am gândit că superi. M-a cuprins. Noi cântăm același caracter. Dar eu le cânt cântecele dumneatale, cânt numai la așa, la ocazie. Nu le înregistrez, nu le... Just, se întâmplă că... Ei, și s-a întâmplat. Și la evenimente, eu știu, dar evenimente private. Poți să iei din ce își doresc oamenii să le cânti, în măsura în care le cunoști, poți să amintești de cine și tot cui aparții. Dar eu cred că asta nu e o tragedie, ce a fost. Să fie imprimate, doare. Pentru că eu oricum îi port respectul și mi-e dragă și a făcut multe lucruri frumoase. A fost și este, cred că, un exemplu pentru tinerii interpreți de la noi și să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că țin la el foarte mult, cum am ținut și la Ion Dolănescu, care am fost de multe ori împreună cu
Grigore Vieru și alți colegi din Basarabia primiți la cel mai mare nivel de Ion Dolănescu în casa lui și alți interpreți dragi sufletului. Nu sunteți singurul care face o astfel de afirmație în ceea ce îl privește pe mult iubitul și regretatul Ion Dolănescu. Fără ce nu ați putea merge mai departe, domnule Mihai Ciobanu? Fără cântec. Fără cântec. Da, altfel cum. Dacă asta am învățat, asta mi-e dragă cel mai mult și să am cui cânta. Vreau să îmi vorbiți un pic despre distincțiile pe care le-ați primit de-a lungul vieții. Și eu mă tem că acolo scrie. Nu, vreau să ziceți dumneavoastră că aici scrie, dar eu... La sfârșit, artist emerit al poporului. Nu. Maestru în artă. Maestru în artă, iauzi. Ordinul Meritul Civic. Așa. Artist al poporului. Ordinul Gloria Muncii. Și cel mai înalt ordin, Ordinul Republicii. Și... Dar ce n-am căutat niciodată distincții și am făcut ce mi-e dragă. Și dacă dintr-o parte m-au văzut și au gândit că se merită lucrul ăsta, m-am bucurat. V-ați bucurat. Dar nu că ar avea neapărat nevoie ca un artist să primească aceste... Eu cred că dacă un artist primește o distincție, el nu cântă mai bine decât cum a cântat. Tot așa dăruirea cântă. Dăruirea lui rămâne aceeași. Da, dar nu știu, era o perioadă că... Acum, dacă apar și de ăștia care sunt aviatori, doctori și mai cântă, aici e trebuie că de cineva a terminat studii speciale, a cânta, aduce drapelul unei arte, a cânticului sau picturii. Opera câtă vreme e izvorâtă din suflet. Da, aceia au un hobby, adică fac și ei niște... Dar oamenii care au studiat de mici muzica, și care au făcut ceva și rămâni pentru alte generații, cred că trebuie separați cumva. Măcar cel puțin ca un exemplu, o perioadă din viața lui, dacă a făcut ceva. La noi, Matievici a scris Limba noastră, o poezie. Și asta l-a înălțat pentru multe generații, cred că înainte. Vă privesc și nu e prima oară când din nou mă îmbrățișați așa cu o blândețe și sunt convinsă că nu numai pe mine, ci pe oricare om pe care îl întâlniți și cu care aveți un dialog, indiferent că el este scurt sau mai lung. Îndrăznesc? Nu, nu e adevărat. Îndrăznesc cu o întrebare. Nu, eu închid ochi când văd pe care vreau să vă adresez. Da, dar de unii oameni, chiar dacă nu îi întâlnesc des, mi-i dor. Vă spun sincer. E doar ca un naiv. Rămâne așa dorința asta permanentă, da, de a, da, te gândi la... Da, ce mai face, oare cum? Chiar dacă auzi niște vorbe, nu știu de care, nu, până nu vezi omul, până îți scuți cu dânsul, nu trebuie să te intereseze ce vorbesc alții despre cealaltă, care îi poți respecta, de exemplu. Pentru că lumea e diferită și cu asta e interesantă. Domnule Mihai Ciobanu, vreau să vă întreb, cum se vede România de dincolo de Prut? Cum se simte românește de acolo? De acolo se simte ca un buchet de flori. Basarabia e o floare, dar România este un buchet de flori, pentru că sunt mai multe zone. Și toate sunt frumoase, sunt interesante. Și este o mândrie pentru majoritatea basarabienilor să fim împreună, cum a fost și altă dată. Este un gând care sperăm că se va împlini cândva. Știți, ori de câte ori am reușit să traversez granița, am simțit că acolo plutește așa o stare a oamenilor. Mi se pare că oamenii sunt mai profund și mai spirituali acolo. Mi se pare că odată ajuns acolo, am aceeași stare ca atunci când eram copil. Și străzile parcă sunt la fel și... Atitudinea oamenilor, indiferent că sunt pe stradă sau în magazine, mi se pare că fiecare suflet acolo este însoțit de o tristețe. Să fie oare granița asta care ne desparte? Eu zic că poate și granița, dar poate și alte lucruri
eu zic, de perioada aceea care a fost Uniunea Sovietică, a fost o direcție anume, a fost o educație, nu zic ră, educație, dar mai strict, așa, astfel, mai în vârful deștilor, de a face ceva, de a vorbi o vorbă. De altfel, și aici tot așa a fost. Copilul de mic învață a vorbi, dar omul când ajunge bătrân învață să tacă. Să nu vorbească mult. Și atunci ce e mai important? Totuși vremurile atunci erau restrictive. Nu aveam această libertate să putem vorbi, să nu, ne eu spunem o durere. Nu mă refer la perioada aceea, dar în genere. În genere. Considerați că e mai important să vorbești sau să taci? E mai important să vorbești cu tâlc ce ai de vorbit și la moment. Și să stai tot la moment. A tăcea tot e o artă. Deci, din nou, când e important contextul, situația, cum se creează și... Da, adevărat. Deci e nevoie de un simț, de o inteligență emoțională. Da, când să vorbești, când intuiție, să taci. Poate de, sau dar, intuiție. Nu știu, fiecare om e cu minerea sa. Și cu bunii și cu mai puțin buni. Putem să ne facem noi destinul sau undeva e scris un scenariu de sus? Cred că mai degrabă noi tindem să facem ceva cum credem că e bine, dar până la urmă cred că e de sus. Bunul Dumnezeu ne arată drumul, cărarea și dacă trăim cu credință și cu simț omenesc, atunci drumul sau cărarea îmi pare mai dreaptă. Dacă v-ar sta în putere să schimbați cursul istoriei, care moment l-ați alege pentru a schimba asta? Mă tem să zic, pentru că multe lucruri care nu mi-au convenit m-au ajutat. M-au călit și m-am ambiționat. Puteți da exemplu de astfel de situații? Da. De exemplu, am participat la un concurs la Orchestra Folclor cândva. Și au fost mulți concurenți, foarte buni, băieți, tineri, bine. Și până la urmă era concursul cam complicat. Trebuie să ai studii muzicale, să solfegiezi de la prima vedere, să cânți o doină sau o baladă, un cântec liric, unul de glumă, un dans și alte chestii. Și m-a frapat când la concurs a nimerit un coleg de meu care nu a învățat cantul popular, a învățat la operă. Așa. Și noi am cântat după legi toți concurenții, dar el a cântat o frântură dintr-o arie și un cântec trandafir la Moldova, nu știu ce, la cam sărit, așa, și el l-a luat în funcție, ca solist. Și atunci m-a durut, mai ales majoritatea colegilor care zic, tu ai cântat, i-a ascultat pentru ei, tu ai cântat, cel mai corect. N-a fost judecată dreaptă, o jurizare corectă. N-a fost și eu, sigur că m-a durut, dar m-a durut nu de atâta ca cea l-au luat loc, dar m-a durut din cauza că era un comisie și ea care știe eu că o să le iei pe dânsul. Și trebuie să participăm și noi, să ne stresăm, Că drept că după o perioadă nu prea lungă, m-a invitat fără concurs în orchestră. Pe cea l-au eliberat când nu corespundea. Și situația asta mai mult v-a dus mai multă determinare, poate, sau cum? Da, am fost mai sigur pe picioare, am zis că și da. Și v-ați dorit cu atât mai mult să înaintați. Da. Câteodată da, și... să fim martori la astfel de compromisuri, la astfel de partipriuri, cum se zice, s-ar putea să dezamăgească într-atât de mult cât unii poate să aibă un blocaj, să renunțe. Da, dar mulți au pățit și au renunțat și au pierdut până la urmă din cauza nedreptăților care se făceau din organizare. Parcă părea, eu fiind o fire sinceră și credibilă așa în felul meu, eu cred în oameni, dar oricum acum, după multe întâmplări de asemenea cazuri,
vorba aceea de zeci ori măsoară și odată taie. Mai analizează ca să are rost, mai ori nu are rost. Și sunt niște lucruri care călesc. Eu zic, omul trebuie să ajute Dumnezeu să treacă și prin niște unele greutăți, pentru că e mai ușor. Unde găsim fericirea? Fericirea? Uh-huh. Fericirea. Am un cântec care se numește La nunta nepotului, un cântec mai nou din repertoriu. Este asta un răspuns la nunta nepotului? Da, atunci asta e fericirea să o aștept, să-mi văd nepoții, să ajung să-mi văd nepoții la nuntă, mire, mireasă și eu să fiu acolo, sănătos. Cu doamna Valentina lângă. Și cu doamna Valentina, adevărat. Doamne ajută! Mai am o întrebare. Dacă ați putea da timpul înapoi într-un moment din viața dumneavoastră, ce ați schimba? Din viața mea? Da. Ce ați schimba? Dar oare eu aș putea să schimb ceva? Bunul Dumnezeu, am vorbit... Să presupunem, facem un exercițiu. Că v-ar sta în putere să schimbați. Ce ați schimba? E foarte greu de schimbat ceva. Ceea ce mi-am dorit mi s-a împlinit. Încă mai mult decât pot duce. Vorba aceea. Pentru că cred că și bunul Dumnezeu mă iubește. Și am avut parte de oameni dragi care au știut să-mi spui un cuvânt de bine, să mă încurajeze la timp. Și cu asta sunt fericit. Un e bine iubit, așa cum am trecut. Un om iubit, un om asumat. Nu știu, mai puțin mă gândesc la mine, la lucrurile astea. Dar mai ales am mers prin bine, prin mai puțin bine și am ajuns cât să împlinit, dar nu spun la toată lumea, numai pentru mine, ca să nu mă invidieze cineva. Vă e teamă de invidie, înțeleg. Nu, sau de preferat teamă, să nu existe. Mi-e teamă de oameni mărginiți. Invidia și strădu-se. Gândul mai puțin bun al cuiva se poate răsfrânge asupra vieții unui alt om. Da, dacă e omul sincer și atunci e bine să stăinuiești din dorințe, din bucurii. Nu, trebuie să știi cui. Să le împărtășești. Da. Împărtășești, spunea cineva că dragostea și credința se face în patru ochi. Dragostea faci cu omul drag și credința cu bunul Dumnezeu, rugându-te. Așa că dragostea, dacă îi sumprăști și îi spui la toți ce ai de fapt, cum și așa mai departe, nu-i bună. Și dacă și să te rogi, este rogi în fața lumii și cunoști, tot e fals, nu e sincer. Deci e nevoie de un spațiu al nostru. Da. Maestre, odată cu mulțumirile și cu recunoștința de a ne fi fost alături în timpul ăsta aici, la emisiunea Sub Lupă, iată, ne apropiem de final, iar eu vreau să vă adresez o ultimă întrebare. De ce sau de cine vă este dor privind în urmă? Păi sigur că mi-e dor de anii copilării, mi-e dor de mamă, mi-e dor de părinți, de tata și de multă, multă lume care nu mai este azi în viață, care m-au ajutat la momente, la nevoie, să zic așa. Și dacă aș avea o putere, i-aș cuprinde pe toți și aș plânge cu drag și dor de ei. Vă mulțumesc din toată inima. A fost o întâlnire plină de învățăminte. Vă dorim ani mulți și sănătate și bucurie și putere de muncă. Timpul, iată, nu ne-a fost prieten în această emisiune, să fi trecut, să fi citit barem această carte a dumneavoastră și tot n-am fi dovedit pe parcursul unei singure ediții să o sfârșim, să o terminăm. Dar nădăjduim și într-o altă revedere, cu sănătate, cu voie bună. Mulțumesc. Cu inimă bună și cu a doua carte care să vă descrie activitatea atât de intensă pe care o aveți. Promit că data viitoare o să aveți mai mulți nepoți. Carte. Doamna să vă fie sănătoasă. Iar acum, dragi telespectatori, vă lăsăm în compania acestei sublime
muzici, ca să zic, interpretate de maestru Mihai Ciobanu. La bună vedere! Frumos cântă muzica, măi, în toată duminica, măi, oră mai frumoasă nu-i, măi, în mijlocul satului, măi. Frumos cântă muzica, măi, în toată duminica, măi, oră mai frumoasă nu-i, măi, în mijlocul satului, măi. Drag mijlocul, arsă-l focul, taila, taila, da, da, și-n îndrapat-o norocul, taila, taila, da, da. Drag mijlocul, arsă-l para, treabă lumea-n sat, măi, jocul și nimă învățată, măi, măi. Drag mijocul mărunțel, măi, de când eram mititel, măi. Mă-ntreabă lumea-n sat, măi, jocul și nimă învățată, măi, măi. Drag mijocul mărunțel, măi, de când eram mititel, măi. Când eram copil în pașă, tai la tai la da da, m-a închis măicuța în casă, tai la tai la da da. M-a lăsat mama dormind și m-a găsit într-o păină. Scricăraș cântă mai tare, s-audă mândre limbale, măi, măi. S-audă și mândra mea, măi, să vii la joc și ia, măi. Scricăraș cântă mai tare, s-audă mândrele-n vale, măi, măi. S-audă și mândra mea, măi, să vii la joc și ia, măi. Haideți, fetelor, la joc, tai la tai la da da. Jocul va duce noroc, tai la tai la da da. Și noroc și sănătate, să vă mărităm pe toate. Rău-i pare, nu știu cui, măi, că-i jocând a dumnealui, măi, măi. Dar n-are de ce să-i pară, o joc numai într-o seară. Rău-i pare, nu știu cui, măi, că-i jocând a dumnealui, măi, măi. Și n-are de ce-i părea, măi, o joc pe-a lui și-o las pe-a mea, măi. Hai să cred că aș cântă mai tare, dai la, dai la, da, da, sau de limbale, tai la tai la ta ta, s-audă și mândra mea, tai la tai la ta ta, să vii la joc și ia, tai la tai la ta ta. Drag mijocul, arză-l focul, pe și mândra m-a tot norocul. Drag mijocul, arză-l para, și gurița mândrii sara, uite, uite așa. Am prezentat-o părinților mei, care erau foarte încântați de noua mea cucerire. Mă rog, la început era ea cam reticent, așa, și maestru Bodgros îmi spunea, zice, ce nu te uiți la ea, zice, că e stranie, dar probabil că tocmai acest lucru, că era puțin neobișnuită, foarte serioasă, foarte la locul ei, asta cred că m-a și atras atât de mult. Odată într-un autobuz de școală în America, călătoreau un fiu cu mama sa. Însă nu unul lângă celălalt. La un moment dat, fiul își îndreaptă privirea spre mamă și o întreabă, de ce l-ai urât pe tata? Ai putea să continui povestea? Da, e dificil. Da, asta într-adevăr a fost o mare lovitură pentru tata. Bine, trebuie să spun că în egală măsură mama a suferit în toți acești ani.